Pentru că s-a făcut seara, ieșim din tur, închidem prezentarea. Cam asta a fost. Asta s-a întâmplat cam în 13 ani, timp în care Ilinca, ridică-te-o. Nu era. Și acum mai atât. Iar noi eram de la grup. De la jumătatea proiectului. Da. Cam asta a fost povestea. Mi-aduc aminte de o întrebare, până la moment dat, Tudor, cât să fie oare prezentarea? Sunt jumătate o oră, 13 de ore, ne-ai purtat așa de fost că n-am știți că a trecut, a fost ceva extraordinar, mulțumim din suflet. E deja, eu sunt transpus, dar oricum, conform teoriei și cutumei, este să punem eventual niște întrebări, pentru că totuși poate v-a stândit eventual o anumită și o curiozitate, de emoții, de ire, care o putem împărtăși acum. Deci vă rog frumos. Ați putea să detaliați partea legată de proporții pentru neinițiați? Da, e foarte complicat. proporția de aur, probabil, nu? Da, în general, sunt da, proporții. Am trăit într-o familie unde am avut legături cu arhitectura de mic. Tatăl meu era pasionat, exact. M-am învățat de copil ce înseamnă bunul simț în arhitectură, ce înseamnă proporția de aur, numărul de aur, m-am învățat de tunghi, cum să-l construiesc și cum să urmăresc lucrurile astea în arhitectură. Când am dat la arhitectură, mi-a accentuat anumite detalii și m-am învățat cum să le fac, după care mi-am desprins și am plecat la București, a rămas la Piatra Neamț. Lucrul ăsta ți intră în sânge și încerci. De fapt, nu încerci, îl faci în permanență, pentru că atunci când ai ocazia, poți să pui, ăsta poți să-l pun așa, tot atât costă, sau poți să-l pun așa, sau poți să-l fac atât, depinde. Asta, dacă ți intră în sânge, le faci. Și atunci proporțiile le studiezi în momentul în care construiești. Nu poți face o lucrare într-o anumită direcție. Există un feedback permanent și fața de cuplanuri în arhitectură. Când ai o temă, o gândește. Îți și imaginezi, datorită exercițiului pe care l-ai anterior, cam cum ai vrea să arate. Sunt niște lucruri care sunt încetoșate, nu vezi nimic concret. Tot este într-o ceață și încerci să-ți găsești detaliile. Și apoi te bucuri de fațadă. În momentul în care îți place, te întorci imediat în plan și vezi dacă are un corespondent, dacă ai putea să realizezi fațada asta. Vorbind de adevărul în arhitectură, fac o paranteză, există o perioadă arhitecturii de la 1700-1800, când beleartele s-au despărțit de... s-au transformat în belearte și tehnică și arhitectura s-a dus la belearte. Era momentul al revoluției industriale, când se construia, se descoperea, industria dezvolta tot felul de structuri metalice, era high-tech pe vremea respectivă, tot felul de lucruri. Arhitecții erau belearte. Și arhitecții tot se pierdeau în ceea ce înseamnă detalii, în floricele, în fațade. Și în cea din urmă au ajuns să construiască fațade, atât făcea. Iar interiorul venea cumva de la sine. Și găsim case vechi, foarte frumoase, cu tururile, cu lucrături, în momentul în care intri, bați, ușa e pusă, nu știu cum. Și apare foarte frumoasă, este minunat. Dar interior e câteodată un dezastru, mai ales în părțile de capăt, când nu s-au prea închis. Am încercat să nu fac asta în ceea ce fac eu. Și atunci, proporțiile vin în momentul în care ai acest feedback. Faci un plan, te duci în fațadă, iar te întorci, tot timpul îți echilibrezi lucrurile. Pentru că dacă te duci prea departe cu fațada, e posibil să nu mai poți să revii la plan. Și nu știi ce să faci. Revenim la proporții, în momentul în care ai luat decizia și știi cam ce vrei să faci, începi să-ți așezi elementele din fațadă. Și pentru că ai în sânge sau ai studiat acest lucru, începi să le pui după anumită regulă. Dacă nu le pui după anumită regulă, poți să le pui cum vrei, dar numai același rezultat, în cele din urmă. Aici, revenind la lucrarea noastră, fiind o lucrare atât de mare, nu poți să ții în frâu. Nu peste tot poți să regăsești anumite proporții, pentru că este imposibil. Inițial, lucrarea a fost foarte organizată, aveam o tramă rigidă, până au venit beneficiarii și au zis, da, vezi, aici mai avem depozit și dacă mai lăpim un pic aici, începe tot organismul ăsta să facă așa. În momentul ăla tu trebuie să ții în echilibru, să ții ca niște chinți, să nu se ducă nici prea mult, nici prea departe, dar să transformă. Și uiți un pic de numărul de aur, dar încerci să-ți păstrezi anumită proporție. Schimbă în fațadă elementele pe care le folosești, sunt libere, ferestre. Și o să fac cum vreau eu. Și atunci,
proporția ferestre, ori e pătrat, ori e dreptunghiul de aur, ritmul, în toată fațada respectivă, vreau să vă zic că au cate nord, dar nu pentru că nu se lega nimic, nu aveam corespondent pe verticală, nimic, geamurile de la băi, pentru că s-au dorit, eu inițial am zis, știți, nu trebuie geamuri la băi, mai, că ne facem undeva, nu este. Nu, trebuie geamuri la băi. Și atunci, pe o fereastră unde jos ai fereste, pe o fațadă unde jos ai fereste rotunde, în arc, frumoase, lucrate, sus ai niște fereste drepte, că trebuie să pui un pic să diferențiezi parterul de etaj. Și apoi au fereste de baie, care erau mici. Și a fost o nebunie să le grupezi ca să creezi niște registre. S-au creat niște registre care au fost până la urmă ok, dar a fost o muncă. Tot timpul trebuie să-ți cauți o poveste și în fațadă, nu? Putea să le pun pe toate la fel, dar am zis nu, fațada e nobilă jos, pentru că e menită întâlnirilor, legătura cu ceilalți, deci trebuie să mă prezint într-un fel. Sus e mai auster, sus e călugă, în acela auster despre care eu și atunci au fost drepte, simple. Bineînțeles, cu o șarpantă nobilată, ce nu mai strie cu lemn. Dar nu un alt ornament. Am încercat să nu facem foarte multe ornamente, deși am ieșit destul de multe costuri de asta. Nu știu dacă am răspuns bine la întrebare, dar... Oricum, legat de proporții și de rolul proporției, o să discutăm în continuare, pentru că e o temă care ne preocupă extrem de tare. Și cred că încă avem multe de descoperit în aceste ritmuri, pentru că începe să avem și unealte cu care să putem descoperi, putem fotografia, așa cum povestea Teodor la un moment dat de existența acelui soft care permite ca o poză să fie analizată după niște reguli și a descoperi niște proporții, putem să generăm câteva, știu eu, teme și să ne întâlnim împreună cu mai mulți tineri care să începem să studiem și dincolo de proporția de aur și de elementele care au fost, să zicem, un mod de pornire într-o gândire a unor arhetipuri, a unor rezonanțe. Există poza care a prezentat-o, la un moment dat, faceți aminte, era acel melc, la un moment dat, pe structură în asta arhitecturală cu coloane, care de fapt era un templu. Există deja o idee foarte interesantă, derivată dintr-o teorie numită unde scalare, care sugerează că acele ritmuri ale templelor sunt de fapt niște antene și avem o bancamentică din spate deja, care permite un fel de filtru, dacă vreți, dintr-o informație universală care e adecvată unui tip de întrebări puse naturii, materializată întrebarea fiind cu o etichetă a unui zeu. De exemplu, zeița nu știu care avea un anumit templu, dar templul respectiv se numea un fel de etichetă, ca la noi, pe un portal de la Google. Și se creează o anumită ritmologie, o anumită formă, forma respectivă, un fel ca la ghidul de unde, o anumită antenă, care filtrează informațional o anumită problemă și un om, o minte antenată, stând în un anumit focar, unde a văzut că, la un moment dat, spirala respectivă se așeza, stând acolo, în partea de templu, nu a făcea altceva decât avea un contact cu acea realitate spirituală. Începem să ne jucăm cu chestia asta și sunt studii foarte interesante în domeniul unteroscalare care, mai mult atât, au nouă legătură cu partea asta de materie de tip metalic, adică de tip antenă, că nu e cu o problemă de undă electromagnetică, e puțin mai altceva. Și partea interesantă, cel mai bun material un dielectric și cel mai natural dielectric este chiar piatra. De aceea s-ar putea ca acele coloane, acele ritmuri, acele așezări, chiar și la zona noastră, asta mi se cetuză la un moment dat, să aibă un rol nebanal. Efectiv, e o formă de psihotronică, dacă vreți, care începe să fie studiată și merită atenție, pentru că avem, poate, dar trebuie să avem în grup, apropo de înseamnă o echipă foarte serioasă, cum a povestit tot Tudor, avem echipă mare și aici avem nevoie de matematicieni și de fizicieni care să poată face diferența între teoria clasică a lui Maxwell și propunerele astea pe care profesorul altul le face, gândirea care undeva s-a pierdut și a fost considerată ale lui Faraday, care a avut o confruntare la un moment dat între teoria lui de câmpul electromagnetic și teoria lui Maxwell. Deci, cu alte cuvinte, pe lângă proporțiile și pe lângă elementele pe care arhitectura le-a descoperit în lungul timpului, s-ar putea ca arhitectura veche și mai ales proporțiile din acele zone de temple să fie mult mai mult decât frumusețe sau o percepție arhitecturală care are o ritmologie simplă, ci în spate să fie chiar o relație cu o coșiță universală, particionată pe diferite compartimente, fiecare fiind câte o anumită, să zicem, legătura omului cu universul acesta. Erau conștienți de anumită, să zicem, cale. Dacă arhitectura respectivă este dincolo de frumusețea
zicem, a casei noastre, care ne învășmântează ca grup sau ca familie, ei capătă cu totul alte rezonanțe și merită să discutăm de treaba asta, dar nu e momentul acum. Alte întrebări. Wow, mai văzusem poze, dar tot wow, în continuare spun. Dincolo de wow, întrebare tehnică. Cum e cu sonorizarea în așa ceva? Că bănuiesc că trebuie să te gândești și la asta, dincolo de toate ce văd. A fost destul de simplu cu sonorizarea, pentru că... puteți deschide un pic proiectorul? Inițial, când am făcut proiectul, primul gând a fost studiu acustic. Aveam studiul luminotehnic deja asigurat de cei care vindeau corpurile de iluminat, pentru că era o firmă iubitoare de creștinism din Italia, care aparținea și ordinului și se ocupa de ei, deci era asigurat partea de luminotehnic, n-aveam sonorizare. Și atunci am mers la Facultatea de Arhitectură și am vorbit cu profesorul Radu Pană și cu Smigelski, un, să zicem, tătucă acustice. Și am început să dezvoltăm o discuție foarte tehnică pe ceea ce înseamnă acustic și am ajuns la concluzia că da, trebuie. În momentul în care Moretti au venit în România și am discutat temele tehnice, eu am abordat partea de acustic. Și am zis, ok, dincolo de structura asta, aș vrea să facem totuși un studiu, să vedem dacă sau nu mai trebuie să construim ceva. Și m-a explicat, s-a dovedit a fi absolut adevărat, că dacă își dă înapoi, dar nu merge înapoi. Săgeată de pe calculator, eu mai am. Săgeată să am un detaliu. Ăsta. Deci toate orizontalele astea sunt făcute de către ei din panouri prefabricate. Cam din zona asta până în zona asta, între coaste, monta un panou care are mai multe straturi. Din exterior către interior are un placaj de rezistență mecanică pe care stă și tabla, vată, iarăși un placaj, un strat de aer pentru ventilație și acest finisaj. Acest finisaj este o pânză neagră cu aceste șipci la vedere, care au rost. Acel rost a fost calculat suficient ca să se elimine ecoul și e impecabil, nu avem niciun plan. Singura chestie care se întâmplă e că pe stație printr-un post local din Slăgov, care e rock sau nu știu ce, și timpul zâmbei. Și nu poate să scrie un post pirata, deci e o pirat, nu e oficial, și nu poate să scape de el. Și când dau drumul la cameră, stau de altceva. Asta e singura chestie, dar... Dar ideea a fost de a evita ecourile prin absorbție. Pentru că, de exemplu, în catedralele mari, occidentale, clasice, există parcă un ecou. Da, nu știu să-ți răspund foarte tehnic, dar din ceea ce știu, știu așa, că un studiu acustic studiază un obiect de arhitectură, astfel încât se pună în valoare partea asta de sune. Și sunt zone unde se acumulează mai mult sunet, unde mai puține, ca să balanceze și să echilibreze, tot sunt sisteme de panouri reflectorizante și așa, de absorbție și așa mai departe. Aici s-ar fi făcut o pungă de zgomot, să zic, undeva în sus. Dar pentru că eu n-am sus închis, era spat, se disipa și atunci nu aveam această problemă de acustică. În schimb, vorbise, mi-am amintesc mai de mult cu o doamnă profesoară de la Mincu, de la arhitectură, și îmi spunea că ea făcea un studiu atunci pentru bisericile bizantine și spunea că nu e întâmplătoare forma bisericilor bizantine, pentru că ele în sine sunt ca niște cutii de rezonanță foarte interesante și muzica bizantina acolo sună extraordinar. Deci e clar că există legătură și că nu e nimic gratuit. Nu știu ce legătură, că n-am avut un dialog, dar nu cred, așa cum spunea și Florin, dacă acele mesaje, acele proporții, nu sunt doar proporții vizuale, sunt și altceva, chiar dacă ele au fost copiate în timp pentru valoarea pe care o aveau atunci, probabil copiind-o pur și simplu poate au părlat și aceste calități. Și eu cred că există un studiu, poate nefăcut, dar un studiu al materialelor. Și atunci cred că e acustic. Eu din câte știu, în biserici, că acustica e foarte bună. Sunt și concerte, dacă te uiți la de sărbători religioase în lume, în marile catedrale se țin concerte sinfonice.
dacă n-ar fi acustică. Bineînțeles, exact. Logică, sunt zone și acum o refac și se poate pune un panou absorbant într-o parte, în altă parte, dar în principiu e bine. Deci cu acustica, eu în facultate, pe final, am fost foarte pasionat. Părinții mei au lucrat într-un institut și știam că e un fel de erase la creier, tot, nu trebuie să putea face nimic. Și am zis, dacă o fi să fie și ajung într-un institut, e clar că ai măcar în facultate să-mi exersez toate plăcerile. Și am început pe final să fac tot felul. La mine nu mai foloseam echerul și compasul, eram numai ouă, că era profesorul meu corector care îmi spunea de ce ai avut anul triunghiului, anul pătratului, acum ai avut anul cercului și anul formelor, că nu mai înțeleg nimic de la tine. Deci era numai de astea. Și bineînțeles că diploma mea era tot o ciudățenie. Și am ajuns la acustică, la profesora de acustică și am creat-o cu un calculăm. Foarte simplu. Deci există formule atât de simplu în ziua de astăzi, încât orice formă ai, se poate calcula exact balanța, echilibru. Și pui unde îți dă calculatorul sau tu, după că e niște calcule grele, dar le faci și îți rezultă exact zonele pe care trebuie să le studiezi pentru absorție, pentru reflexie. Ok? Am răspuns. Mai mult. Da. Alte trebuie? Dacă nu sunt alte întrebări, încă o dată îi mulțumim mult, mult, mult tuturor pentru incursiunea făcută, pentru bucuria și mai ales stilul extrem de narativ, orator, frumos, plăcut, ne-a introdus în atmosfera lui. Mulțumim mult, a fost o bucurie și să dăm Dumnezeu să ne mai întâlnim, o să îndrăznesc să te rog să, când o să ai timp, să facem o incursiune la Piatra Neamț, acolo s-a creat o cafenea asemănătoare. Și care de-avea ar fi, să spun, când eu, acolo e acasă, mi se pare normal să te întorci acasă și să faci un asemenea frumusețe, mai ales că o să facem acum o prezentare, un fel de promo, demo, ceva, ca să te duci acasă, ca să mi se pare iarăși un lucru extraordinar, să ajungi, să te dezvolți și să te întorci acasă, să duci o bucățică din tine pentru a reașeza și a revigora cumva un spirit pe care l-ai descoperit în perilajul pe care l-ai făcut în viață.